Proverbe, capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu își înalță priceperea glasul, ea se așează sus, pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig, și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciună. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai echipzuite planuri. Frica de Domnul este urarea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vin sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine sunt bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănite, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu erau încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul Lui, la lucru lângă El și în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păziți căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.